Peste 100 de pompieri militari din cadrul ISU Hunedoara au intervenit ieri după masă pentru înlăturarea efectelor cauzate de instabilitatea atmosferică accentuată, pentru care s-a transmis avertizare meteorologică de cod roșu de vijelii. La Deva, mai multe acoperișuri au fost smulse de vântul puternic. Nouă intervenții pentru îndepărtarea copacilor și crengilor căzute pe trotoare, carosabil sau pe autoturisme în localitățile Deva, Vulcan, Pui, Burjuc, Gura Sada și Brad. 10 misiuni pentru degajarea elementelor de construcție, în special acoperișuri, desprinse de vântul puternic și căzute pe carosabil și trotoare, precum și pentru îndepărtarea unui stâlp care susținea cabluri de telefonie și a fost doborât de vânt. Intervențiile au avut loc în localitățile Deva, Hunedoara, Hațec și Petroșani. O intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucni din cauza unui trăsnet la o căpiță de fân din Bârsău. Au ars 3 tone de fân. O intervenție la un accident rutier, fără victime, produs pe autostrada A1 în zona Ilia din cauza fenomenelor meteo. În urma efectelor generate de vântul puternic și de ploile abundente înregistrate aseară, au fost afectate în total 9 autoturisme, 2 autoutilitare, 8 acoperișuri de bloc în suprafață totală de aproximativ 1760 de metri pătrați, o copertină, dar și cabluri de iluminat public, de televiziune și internet. În mai multe zone din județ a căzut și grindină de dimensiuni mari. În continuare, pompierii hunedoreni sunt la datorie, pregătiți să intervină la nevoie în sprijinul populației afectate pentru limitarea și înlăturarea posibilelor efecte.